Cornelius, am 11 ani și sunt de la Colegiul Național Octavian Goga, în clasa a 5-a A. Eu reprezint pe Prințul Cornelius, numele meu adevărat este pus Denis Lucian, sunt de la Colegiul Național Octavian Goga, sunt clasa 5-a B. Costumul meu este format din pantofior alb, o rochiță cu buline și o fundiță albă. Costumul meu este alcătuit din blugi negri, pantofi negri, o cămașă roșie și o capă neagră. Colegiul Național Octavian Goga. Costumul meu este alcătuit dintr-o rochie, mătase din lună și pedichiera albă, dar când am lăsat-o în cameră s-a împiedicat zâna de ea și i-a dat un pic de culoare. Bună ziua! Numele meu este Jio Jica și reprezint prințul din povestea frumoasă din pădurea adormită. Costumul meu este alcătuit din pantaloni, pelerină, bluză și o coroană. Sunt de aici, în Colegiul Național Octavian Goga. Mulțumim!
așa că v-au plăcut costumele? Au venit invităm în scenă trupa Smile Girls, coordonată de Ioana Descăliță. Reușesc să intre în pielea personajelor, Aladdin și Jasmine. Totul a început într-o seară cu cer înstelat.
Frumosul nostru Aladin părea întristat. Of, singurătatea asta, oare voi găsi și eu jumătate? Ce e asta? O ceașcă de cafea? Ce-o căuta aici? Cine e? Nu te speria, sunt duhul acestei lămpi. Iar tu, stăpânul meu, gândește-te la trei dorințe pe care să ți le îndeplinesc. Nemaipomenit, păi mi-aș dori ceva de mâncare, că cere stomacul. Și am cam rămas acasă fără hârtie igienică. Iar ultima dorință, gândește-te bine, stăpâne. Păi, aș vrea să-mi găsesc și eu jumătatea. Dorința-ți va fi îndeplinită. Rămâi cu bine, stăpânul meu. Era vorba de cenușăria sa, iar mama ei vitregă nu dorea ca ea să încerce pantoful.
Și totuși, prințul insista. Și mare i-a fost mirarea când a văzut că pantoful îi se potrivea ca și cum ar fi fost făcut pentru ea. Atunci prințul s-a apropiat de ea și i-a spus: aceasta este adevărata mea mireasă. Și-am încălecat fioșa și v-am spus povestea așa. În rolul celei mai îndrăgite perechi din lumea Disney, Frumoasa și Bestia.